stat să verific dacă chiar am intrat live. Nu știu exact. Stați două secunde. Să vedem. Stați așa să vedem. Da, deci din câte observ. Salut Andrei, salut Joe. Deci ar trebui să fim și anume live. Salut, salut Edward, salut. Hai că deja avem un prim caz. Trage pe dreapta. Salutare, Ștefan. Da, deci cred că îl vom pierde pe o... Hai că nu mă mai chinui. Că văd că omul nu are nicio treabă cu roleplay-ul. Și nu vreau să-i dau vreun kick ceva, că poliția trage după el, el nu se oprește. Nu vreau să-i dau vreun kick ceva, deci las să-l faci pe om. Hai să văd ce ați mai scris voi. Salut Cătălin, salut, salut. Da, dar nu e în game capture. Oricum 5M nu-l vede în game capture, nici orice ei face. Stai liniștit. Nu știu, Andrei, habar n-am. No, deci nu mă mai bagă. Ce-ai zis? Omul n-are treabă cu roleplay-ul din câte am văzut și decât să-i dau vreun kick, să-l prind, să-i dau vreun kick sau ban, mai bine lasă-l așa. Adică ai văzut că a intrat după el și nu are... Na, nu am ce să-i fac. No way. Pe bune, nu-l vede. Deci nu-l vede 5M-ul, adică nu vede OBS-ul 5M-ul. Vede GTA-ul, dar nu vede 5M-ul. Mă, dar ceva playeri. Hai că... nu pot să-mi iau că ăsta l-am echipat pe mine. Deci eu ca polițist n-am cum să-mi iau mai... Știu că există AP pistolul care e automat. Da, na. Nu, hai că am AP pistol, dar nu le echipez deocamdată, că nu e nevoie. Bine, puteam fi nesimțit la faza aia și să trag în el și pica omul. Habar n-am unde să stau. Ia uite-l pe ăsta, mânca. Alo, cum e drag? Salut, colegul, salut! Să trăiți? Să trăiți, colegul! Să se ducă colegul să facă ce vrea lui ăla, că nu mă interesează. Nu! Nu avem. Avem ăsta și Maseratiu care l-ai văzut la colegul. Măcar și
Habar n-am. Chiar nu-mi dau seama. Nu știu. Chiar nu-mi dau seama dacă o să facă live sau nu. Ia uite-mi-l pe ăsta. Băi, frate, dar ce-au nepeciurile astea, mă? Normal știu că face de seară la convoi. Nu știu dacă face și cu GTA. Salut, Eddie, salut. Dacă te prind, tot ce se poate, history. Că măcar tu faci roleplay, știi? Adică pentru alea 2000 te oprești, adică nu ești ca alții. Da, na. L-am văzut pe ăla, stați liniștiți. Că-l văzusem pe ăla, dar nu mă întorc pe zi pe sensul de mers, că n-are rost. Salut! Salutare, salut! Ceva școlegul la treabă? Da. Mă, dar de ce live așa de în urmă? What the fuck? What the hell? Nu știu de ce e așa de în urmă live-ul. Ciudat. Chiar nu-mi dau seama de ce e așa de în urmă, da? Că delay am pus 0, mi-a. Bă, ok. Stați să văd. Am înțeles. Deci e un pic mai delay din cauza la care l-am pus, am înțeles. La setarea că acum nu se mai vede pixelat absolut. Adică ar trebui să nu se mai vadă pixelat absolut deloc. Nici în 1080. Aoleu, ușor, tati, ușor. Ușor că ne dezmembrăm. Rămâi pe loc. Poliția trage pe dreapta. Bună seara, bună seara. Bună seara. Bună. Capitan Vișinescu Dragoș, v-aș ruga frumos să coborâți din mașină în momentul acesta pentru mine. Da, sigur. V-aș ruga frumos să-mi prezentați și mie un permis de conducere, cât și un buletin. Sigur. Doamna Amanda Anderson, da? Un permis? Da. Am înțeles. Vă mulțumesc frumos. Doamna Amanda, se poate să verificăm un pic pe bagajul, vă rog frumos? Sigur. Ia să vedem dacă aveți. Aveți extintor, aveți și reflectorizant, cât și trusă medicală. Se poate să facem și o percheziție la corp? Pentru că aceasta este o zonă periculoasă, mai ales... tranzitată de mulți drogați. Da, sigur.
Doamna Amanda, văd că, sau domnișoara Amanda, văd că aveți la dumneavoastră un pistol. Aș vrea să văd și eu licența pentru acel pistol. Da, deci văd că aveți și licență, este totul în regulă. Atunci vă doresc o seară plăcută și grijă prin zonele astea, da? Dacă aveți vreo problemă, sunați la noi. Seara plăcută. Da, deci nu ne-a funcționat. Se pare că era curat. Sau curată, mai bine. Bine, și curat merge. Rămâi pe loc. Bună ziua. Bună seara, bună seara. Capitan Vișinescu, Dragoș, haideți un pic mai pe trotuar să nu ne calce vreo mașină. Aș vrea să văd și eu de la dumneavoastră dacă se poate un buletin cât și un permis de conducere. Ok, mi-a dat mare super, super. Ah, stați așa. Hai că ne-a și băgat. Perfect. Văd că băiatul încă a rămas aici spre surprinderea mea. Mă mir. Bine, probabil dacă avea ceva droguri, mai mult ca sigur și le-o șters. Da, na. Nu, 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 chiar au rămas. Bună ziua din nou, domne, mă scuzați, am fugit până aici în boscheț că m-a tăiat stomacul. Ce să facem, pizza de dimineață. V-aș ruga frumos, din nou, dacă se dacă îmi permiteți să vă cer un buletin. Da, da, desigur. Domnul Sicilianu Dani, da? Da, da. Un permis? Am înțeles. Se poate să vă facem și o percheziție? Astfel da, noastră? Da, da. Am înțeles, văd că aveți totul în regulă. Văd că aveți un pistol la spate. V-aș ruga frumos să-mi prezentați, da, da, dacă se poate, permisul de port armă.
Am înțeles. Haideți și la portbagaj să verificăm portbagajul, să vedem dacă aveți obiectele obligatorii. Ai, nu le-am. Păi ce facem, domn? Trebuie să implementa regia asta. Legea. Este de undeva la aproape o săptămână și ceva, domne. Trebuie să vă scriu o amendă în valoare de $2000. Sper că aveți banii la dumneavoastră. Ok, ok. Am. Gata, domne. S-a rezolvat. Da. Sper că după ce plecați de aici să mergeți să vi le luați, da? De la orice magazin. O zi plăcută în continuare, numai bine. La fel. Direct la secție trebuie să mergem acum, să schimbăm mașina, că mare jaf ce-i. Mamă, ce cum a plecat omul. Ai, că da, mi-a făcut omul pană, super. Ce să răspund la apel, că îmi bobăie rata. Și oricum cred că e fals. Mamă, cum face roata aia de a se mai sparge. Ia uzi în ce fel face roata, bă, băiatule. Gata, s-o spart amândouă, hai că am înțeles. Super. Ai, de pana mea, scape gheață. Ce, că nici nu mai prinde nimic. Salut, Cheops, salut! Da, dar știu că e omul ăla bandit. Mamă, dar la toate mi-a făcut omul pană, mă, băiatul. Deci la absolut toate roțile mi-a făcut pană. Pe ce papel să mai au eu și chestii? Ia uite, mă. Hai că da. Mai ai vreun apel dacă poți. Mamă, deci pe gheață e puțin spus. Deci patinează într-un hal. Ia uite, mă, zici că eu can block. Ia uite-l și pe ăsta. Oh, că nici frână nu pune. Eha, opa, ușor, titirez. Ne putem numi titirezul 3000. Am înțeles, Cheops. Opa, ușor. Unde te referi? Că nu. Adevărat că eu... Ce-ați pățit, domn? Salut, Grand. Era o mașină și a intrat unul în mine, când am vrut să ies. M-am pus pe avarii și a intrat unul în mine. Am înțeles și ați încercat totuși să faceți ceva, să sunați la ambulanță. Da, am încercat, domnul, nu. Dacă ăla dă în mine, jur că-i dau bani. Și nu răspunde nimeni de la ambulanță? Nu răspunde, domnule. Am înțeles, nu răspunde. Ia uite, urmă. Da, deci n-am ce să fac în cazuri din astea, trebuie să le iau, că n-am ce. Am înțeles, domnule, pe da. Și știți cumva care a intrat în dumneavoastră? Stați-mă un pic să mă mai... Era unul cu... o mașină roz. De mare viteză.
Stai să închid că ăsta presim care gând. Spatele meu. Vă înțeleg că vă doare spatele, domne, dar din păcate n-am nimic cu ce să vă ajut în momentul ăsta. Se mai întâmplă. Deci spuneți că era o mașină roz, știți cumva cum era îmbrăcat, spuneți, cum era îmbrăcat cel la volan? No. Domnule, între cor roșu, vă ruga frumos să părăsiți zona, da? Haideți. Știu că aveam o mașină de viteză, de curse. Am înțeles. O să vedem ce putem face, da? Ia uite-te la mașina mea, bă, mâncați. Ia. Acum o să îmi dau stor la mani, nu? Da, păi trebuie să-ți dai stor la mani, că dacă mori o să-ți pierzi bani. Ia uite mașina mea cum face. Să... o să te spawnezi la spawn și aia, dar să-ți dai stor la mani. Da, da, mersi, baftă. Baftă. Deci voi ați văzut cum făcea mașina? Deci what the fuck? Trage pe dreapta. Bună seara. Bună ziua, adică. Îmi cer scuze. Capitan Vișinescu Dragoș este numele meu. V-aș ruga frumos să coborâți din mașină. Ce faceți, domne, în zona asta? Pentru că omul nu avea microfon. Nu ai microfon, nu ai ce să cauți pe server. Da. Nu știu, dar e un pic cam mare delay-ul și mă cam enervează un pic. Da, la apeluri cu am murit n-o să răspund pentru că poliția nu se duce și la apeluri de ambulanță. Chit că nu e niciun medic on, dar n-am ce să fac. Văd că și aici două incidente. N-am ce... Nu mă duc, pur și simplu. Trage pe dreapta. Bună ziua. Bună ziua. Numele meu este Vișinescu Dragoș, capitan al poliției Los Santos. Vă rog frumos să-mi prezentați și mie un buletin, dacă se poate. Perfect, domnul Gabriel Bogdan, da? Un permis v-aș ruga. Văd că aveți și permis. V-aș ruga frumos să veniți să verificăm și portbagajul. Pentru obiectele obligatorii, să vedem dacă le-a...
Domne, văd că nu aveți subiectele obligatorii. Ce? Pentru... Văd că nu aveți obiectele obligatorii. Trebuie să aveți... Este obligatoriu în orașe aici să aveți următoarele lucruri. Trusă medicală, triunghi reflectorizant, cât și extintor. Văd că nu le aveți în bagaj aceste trei lucruri. Pentru acest lucru va trebui să vă amendez... Eu acum va trebui să vă amendez cu amendă în valoare de 2000 de dolari. Și de unde le cumpăr ale? De la orice magazin. Două secunde să vă scriu și amenda. Okay. Gata, domnule, v-am scris și amenda. Sper că mergeți direct la un magazin da. Să vi le luați, da? Vă urez o zi plăcută în continuare, numai bine. Mulțumesc, Stefan. Trage pe dreapta. Trage pe dreapta. Da, a oprit omul mare. Trage pe dreapta. Domnule, dar n-aveți microfon? Am urlat la dumneavoastră, trageți pe dreapta. Ce vrea ăla? .306.8 face DM la spawn. Ia să vedem ce DM face la spawn, că-i de la direct mare ban. Auzi, pe tine te mănâncă... Îmi cer scuze. Stai înșit. Îl căutam pe altul. Nu, îl căutam pe altul care are... 3068 îl caut. Vezi că unul a furat mașina. Am înțeles, lasă-l în pace. Histare. Ia și ocupă-te de băiat. Dă-i permanent, serios, dă-i permanent că omul văd că n-are nicio treabă. Îi dau kick pentru zi că n-are microfon și el vine să-și bată pula. Ia dă-i tu kick ca lume. Să vadă ce e la kick. Da, ăla a plecat. Dă-i bani odată. Așa. Dă-i bandă la Dumnezei lui. M-a fut pe măsă. El n-are microfon, îi dau kick, el vine să facă căcaturi.
Bună ziua, domnul Vișinescu. Bună ziua, bună ziua. O ziua, mă puteți duce și pe mine la un garaj? Haideți, domne, că fac și pe Uber-ul de data asta. Mulțumesc, mulțumesc. Mersi, Histar, dă-i banul morții lui. Ah, scuze, Alex. Vorbeam pe live. Dă-i și lui ăsta ban, că văd că merită. Poftim, Alex. Cinescu. Zi. Zi. Out of car. Out of car. Ha. Nu te auzi. Licența de arme. Zic out of character. 50.000 de la zi, de la... Păi da, 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 am dat, dar ia vezi, mi-apare, dacă mă controlezi. Da, e ok. E ok. Ok, mersi. Și decât pistol, nu? Da. Da, 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 doar pistol. Da, doar pistol. Ok, mersi. Salut. Bă, dă-i și lui ăsta, că... Hai, că văd că băieții au chef. Lasă-i, TSG, nu le mai explica, că-s bătuți în cap din aia, din fundul... V-a jucat frumos să mergeți pe trotuar, da? Nu pe stradă. Treceți pe trotuar, vă rog frumos. Nu în mijlocul străzii. Vă mulțumesc frumos. Domnule, mă puteți duce până la un garaj, vă rog să-mi iau mașină. Haideți, vă rog frumos. Mamă, de n-am făcut pe Uber-ul să-mi bag pix. Trebuie să dați F, domnule. Hai că fac și pe Uber-ul azi. Și tu mergi la magazin, adică la garaj. Să înțeleg. Poftim? Și tu vrei să mergi la garaj? Da. Hai sus. Haideți, domnule. Este că... o ocazie specială, te înduci de poliție. Fac Uber-ul azi. Poftim. Cât ne costă? Stați liniștiți. Nimic. Vă mulțumesc frumos. O zi faină. O zi bună. Mulțumim la fel. Numai te dai din ușă. Stați să vă închid ușa. Perfect. Mersi frumos. Vă mulțumesc. Stai mă, stai așa să trag pe dreapta să citești ce vrea retardatul ăla. E roleplay să dai taze în lume? Da, e roleplay, pentru că omul nu trăgea pe dreapta și în moment ce eu strigam la el. Și crede-mă că eu mă aud în joc. Nu știu dacă ai făcut vreun roleplay cu mine până acum în viața ta, dar eu mă aud în joc, pentru că am microfonul dat maxim în joc. Și mă aud. Ăla nu a oprit că avea droguri. Și el vrea să și le arunce, deci lasă-mă. Că de ăștia ca tine am mai gustat până acum. Exact, Andrei, dar n-ai ce să le faci, că și din ăștia, că mai ești făcut copii și pentru alocație, că na. Salut, Spooky. Și Histar, ăștia care mai fac tarantele. Pe ei, frate, nu. Trage pe dreapta. Deci mă aud, stai tu liniștit, că mă aud, nu vor ei să tragă pe dreapta. Bună ziua, bună ziua! Bună ziua! Capitan Vișinescu Dragoș de la Poliția Los Santos, v-aș ruga frumos să-mi prezentați și mie un buletin? Da, da, da. Domnul Edi Surulescu, da? Da, da. Un permis v-aș ruga. Am înțeles. Haideți să verificăm portbagajul de obiectele obligatorii, vă rog. Văd că sunteți un cetățean exemplu, domne.
Puțini prind în ziua de azi că aveți, au obiectele obligatorii. Și muncesc și ca fan curier. Am înțeles. O zi plăcută atunci aveți, domne. Nu mă bine. O zi plăcută, domne. Neață supra, neață. Mă, mai e unul înseamnă pe server care face tarantele. Stai că te prind și pe tine, fraiere. Și cred că știu și cine ești. Ești ăla cu cătușele. Aveți grijă, domne, cum vă cadrați pe bandă. Nu m-am uitat în spate. Stai liniștit că îi aranjează histat. Dai seama, păi un cont e 2 secunde îl faci. Stai să-i văd pe copilași din iunie de când se bagă legea aia că ai voie doar cu un singur cont. Să-i văd atunci pe copiii pulii. Salut, Alex Dan. N-ai mă, trebuia să mă aștept și la din ăștia că viața fără rahaturi din astea de copii nu există. Stai liniștit că dau bani fără supărare, adică nu există playeri berechet pe server. Pentru niște căcați din ăștia nu ne facem probleme, stai liniștit. Ăștia și așa, de-abia mai facem loc pe server, știi, la oamenii care joacă roleplay și vor să joace roleplay. Așa că nu-i problemă. Salut YouTube, salut! Da, deci n-ai ce să le faci la oameni, că oamenii sunt pur și simplu idioți și atât. Degeaba încerc să ai o discuție, că doar la nu i-am dat bani cu răutate, adică kick cu răutate, i-am dat kick doar că n-avea microfonul și așa-s regulile serverului, dacă le-ar citi ce apare în chat și scrie clar că dacă nu ai, riști kick sau ban. Și am dat kick și am explicat de ce i-am dat kick, nu i-am dat kick fără motiv, așa că mi s-o năzări mie. Dar omul probabil nu știe să citească și atunci s-o fi crezut că ce știe ce, i-am dat kick. Sau poate nu știe ce înseamnă kick-ul și atunci na, e mai greu. Ăștia erau de mirare să n-apară, adică era ceva wow dacă n-apăreau. Aoleu, bine că a zis apă, n-am apă, what the fuck. Stai să trag într-un loc unde să nu încurc circulația, că e nasul. Gata, gata, nu mai arde. Că am băut, gata. E cu un pic de întârziere. Nu știu de ce e delay-ul ăsta așa mare, habar n-am. Ia stai așa.
Așa, gata. Da, e pusă din start de la el, eu doar l-am activat. Păi aș da amenzi dacă aș avea cui, Alex. Nu este Discord, este doar TeamSpeak. Avem doar TeamSpeak. Nu avem Discord, că nu folosim. Nu prea am ce să prea patrulez, că multă lume am văzut că s-o băga pe fan curier mai nou. Și atunci, na. Dacă aș avea și pe cine, crede-mă că i-aș aresta. Și dacă i-aș avea pentru ce să-i arestez. Dar deocamdată n-au făcut nimic ilegal, deci nimic. Nu chiar. Mai e și oameni care lucrează corect. Dacă aș avea și cui. What the fuck, cum? Nu prea ai cum. Dar crede-mă că până acum nici n-am oprit. Doar pe activitate sau pe donație dau mod... Cum te cheamă? Emre. Și nici nu te-am văzut. E prima dată când te văd pe aici. Salutare, salutare colegul. Ia vezi că domnul ăsta cam face figură aici, nu vrea să plece de lângă, din față să fie. Bună seara, bună seara. Așa, ziceam și eu. Bună seara. Face antrenamente, se crede la sală aici, domnul. Păi un trotuar public, domnule. Salut, toți, salut. Stau pe trotuar. Instituții. Foarte important. Cine am vrea să stau pe trotuarul unei instituții? Nu, domnule, nu. Cum nu? Dar cu ce ocazie? Că mă gândesc că așa seara nu aveți orice ocazie ca să stați păi în fața poliției. Am impresia că domnul ăsta, plin de sânge, vrea să mă jefuiască cu un prieten de-a lui și de-aia nu vreau să plec de aici. Care domn plin de sânge? Pe... Eu nu văd niciun sânge. Nici. Domnul are că dumneavoastră sunteți corupt. Cred că dumneavoastră ați consumat ceva etnobotanice. Domnule, eu zic să... De ce n-am voie să spun despre polițist că e corupt? Păi ea controlează-ți cuvintele dacă nu vrei să fie mai rău. Corupt nu-i interzis, corupt e un cuvânt normal. Să vezi... Uite cei doi. Minosiţa, corupţie, corupţie. Domnul, eu zic să vă liniştiţi, că vă bat de nu... Domnule, domnule, prea spii dezorganul, ia vină tu încoace. Haideţi cu mine. Ia, nu cu polițistul corupt, nu cu polițistul. Haideţi cu mine. Da, 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 sigur, sigur. Am Poți să vomi pe el. Am înțeles. Colegul, lasă-l că mă ocup eu. Să-l eliberez pe domnul de aici, nu vreau să coboare jos, n-are voie. Mă ocup eu de dânsul, stai tu liniștit. Domnule, hai, zoro. Desigur, dar aș vrea și eu să fac cunoștință. Haideți, zoro. Dacă mă lăsați, nu știu. Haideți că vă șicar.
Sunteți cam greuți. O duceți bine, să înțeleg. Da, mă, crășat. Cât un porc. Așa. Am găsit niște droguri pe jos și am luat raza. Am înțeles, deci susțineți totuși că ați consumat endomonarince. Nu știu ce-a fost, eu le-am luat. Ce era cu arma aia la dumneavoastră? Vreau să văd permisul de portare. Da. Dacă nu aveți așa ceva, o să fie nasol pentru dumneavoastră. Văd că aveți. Stați două secunde să verific. Stau așa încordat, cred că e de la droguri. Am înțeles, așteptați două secunde, da? Hai să vedem, băieți, ce-i dăm la băiat. Unde era, unde era? Așa, 3.000-5.000 amendă, 3 luni, 5 luni închisoare. Domne, deci fapta dumneavoastră, adică sfidarea organului de poliție, duce până la 5 luni de închisoare plus 5.000 amendă. Aveți bani să plătiți amenda? Da, salut, mă, să stau puțin închisoare, să revin. Tinele. Deci refuzați plata amenzii, da? Da. Ăla, polițistul corupt! Fac roze! Doamne, gata, colegii, oameni! Gata, l-am aranjat un sfert de oră. Nebun la cap, domne. Vrei să mergem la patrulă, colegul? Oh, nu. Salut, Dinel, salut. Din nou. Vrei să mergem să patrulăm? Nu, colegul, nu. Am înțeles. Scuze, Wesley, vorbeam pe live. Mă enervează că mi-am pus butonul de butonul de vorbit în joc, că l-am pe mouse, pe un buton pe mouse. Și bună ziua. Bună seara, bună seara. Bună seara, domnule, v-a ajut cu ceva? Am venit să lași niște colete de la Fan Courier. Colete de la Fan Courier. Am înțeles. Da, băieți. Deci se pare că nici nu prea avem pe cine să arestăm. Motorul ăsta e aici. Mersi, dai D-A-D-Y cu D. Doi de D. Nu-i Dani, e Dadi. Dar e ok și Dani. Și mersi mult, Călin. Da, știu, dar după aia mi-e greu să și vorbesc, să auziți și voi ce vorbesc în joc. Eu am push to talk ca să mă auziți voi pe live. Nu am în continuu, nu mi se înregistrează vocea în continuu pe live. Mamă, deci nici n-ai idee cât de bine mi-ar prinde histare. Stai liniștit, nu-i nimic, Călin, ți-am mai spus, nu-i nicio problemă. Nu te mai scuza, nu-i nicio problemă, doar ți-am zis ca să știi pe vid. Mașini parcate, văd că nu sunt. Hai că mașini parcate aiurea, măr. Rămâneți un pic pe loc, vă rog frumos. Trageți într-un loc de parcare.
asta, pe pareu că fugi. Sau aruncă ceva droguri. Salut, bună seara, bună seara. Capitan Bișinescu, Dragoș, v-aș ruga frumos să coborâți din mașină, pentru mine. Acum cobor. Un buletin să-mi prezentați, dacă se poate. Domnul Gambio Aldo, da? Un permis, vă rog. Gambino, domnule Gambino. Gambino. Vă mulțumesc frumos. Haideți să verificăm un pic în spate la parvă. Sigur. Pentru obiectele obligatorii. Sper că le deține. Le dețin, le dețin. Așa, domne. Cetățean model, printre puținii care i-am găsit. A, păi atunci merită o recompensă. E, lăsați, spuneți mulțumesc că nu vă dau o amendă pentru drifturile care le făceați în parcarea primăriei. Da, am testat și o mașină, că e nouă și nu. Am înțeles, o zi plăcută să aveți. La fel și dumneavoastră. Bă, de tare, de treabă omul, adică chiar a fost tare. Adică dacă safe zone și pentru poliție. Adică dacă avem voie să tragem la spawn sau? Da, am Clash Royale, am clan. Bine, avem clan, nu am clan. Și cam atât. Am, are, sunt arena 6, ăsta nu-i player, am înțeles. De la magazin supra. De la orice magazin. Apăsam M pentru hartă ca în NTS. Uite magazine din astea, orice magazin din ăsta, uite așa. Te duci și le cauți acolo și le găsești. Dacă este cineva periculos sau înarmat, da, avem voie. Dar doar dacă este cineva periculos sau înarmat. Mi se pare că am logo, ceva de genul. Da, ceva de genul, logo mi se pare. Seara! Hai că cred că iar mi-am luat mare. Îmi cer scuze pentru ticăitul ăla care se aude când apăs butonul să vorbesc pe live. Dar e din cauza la stație. Că dacă ați văzut, eu când scot, adică când mă dau jos din mașină, duce mâna la umăr. Înțelegeți? Și de-aia-i chestia aia. Adică să dau contul. Nu, nu dau cont pe bani. Nu dau conturi în general. De nimic. Nu, nu mă ocup cu vânzare de conturi. Nu mi se pare că e norat și nici că pic. Nasă. Nu, Emre. Stai liniștit. Rămâneți pe loc, vă rog. Bună seara, capitan Bișinescu, Dragoș, v-aș ruga frumos să coborâți din mașină. Să-mi prezentați și mie un buletin, dacă se poate. Nu, mulțumesc, Emre. Domnul Morărița Andrei, da? Morărița. Da. Să-mi oferiți și mie un permis de conducere, vă rog. Nu am. Aoleu, domne. Nu, nu-i mașina mea, doar o păzeam. Trebuia să vină cineva. Am înțeles. Deci nici portbagajul nu-l puteți deschide, să înțeleg. Nu. Haideți să facem o verificare asupra dumneavoastră atunci. Ridicați mâinile puțin, vă rog. Da, cu apă, n-ai ce să...
Dar de care cărți le ai? Ale pe USB? Da, alea USB. Haideți, haideți să facem o încercare și la portbagaj, vă rog frumos. Tot. Parcă nu era mașina dumneavoastră, doamnă. Păi, mi-a lăsat cheile. A, înțeles. Totuși, cineva a lăsat cheile, nu v-a echipat mașina cu extintor, trusă medicală, cât și triunghi reflectorizant. Pentru acest lucru va trebui să vă ofer 2000 amendă. Și dumneavoastră, dacă spuneți că vi s-a oferit mașina, este de la sine înțeles că o și conduceați, nu? Nu, doar stăteam aici. Nu mi-a oferit-o, a zis să am grijă de ea, că coboară el înapoi. Și văd când târzi. Am înțeles. Atunci vă ofer doar dumneavoastră o amendă în valoare de 2000 de dolari și o să vă plătească el când vine, că e mașina lui, să înțeleg. Da. Gata, domnule, s-a rezolvat. Să aveți o seară plăcută atunci. Și cereți dumneavoastră banii lui când o să revină. Da. Pe ce consolă te referi? PS4, Xbox, Zelia? Nu am, deci n-am cum să le încerc. Ăsta că-l bate un om sună la admin, am înțeles, în loc să sune la poliție. Nu mai știu, crede-mă. Nu știu pe cine am dus și pe cine n-am dus la garaj, așa că... Da, de... Habar n-am, da, Histar și asta ar merge, dar na, mai ales că e delay-ul ăsta, de-aia prefer să mai răspund când văd comentariul, știi? Ah, mă uitam în... Da, dar numele meu în joc nu este Garcia, este Vișinescu, deci trebuie să-l fac pe personajul Vișinescu. Bine, nu Vișinescu care îl știți tot. Cum mi l-am creat eu de la început, să zic așa. Emre, te-aș ruga frumos să încetezi cu chestiile astea pe canal, te-aș ruga frumos. Dacă vrei să te mai uiți în continuare la ce fac eu. Emre, încă o dată îți mai zic, asta e ultima avertizare. Deci dacă mai văd ceva legat de Clash Royale că scrie în chat, o să-ți dau bani, serios, adică nu stau să mă chinui. Păi explic o dată de două ori, dacă văd că nu încetați, n-am ce să... Grad unde? Ca grad la ce te referi? Îs grad unde? Ca mai multe grade pe mai multe locuri.
De unde vrea să știu histare că mai ai 9% baterie? Sunt capitanul poliției. Dacă ai auzit, mă și prezint, capitan Vișinescu Dragoș. A fost bandit, capitan o bună bucată de vreme, a fost partea de pe, zi, de pe canalul lui, dacă știi, când a fost prins în flagrant, l-am prins, l-am arestat, nu mai e polițist, adică nu mai e capitan, cât nici polițist. Deci, mamă, ce-am crezut că NPC-ul ăla e calea. Ce bine că ai neoane că te-am văzut. Dar unde e ăsta? Cred că ăsta și-o luat. Adică, da, de mai știi. Habar n-am, de seară o să vedem la convoi. De seară la 8:30 o să fie live cu convoiul, deci o să vedem atunci în ce stare o să fie. Până atunci nu ne putem da. Cu presupusul, să zic așa. Histar, îți mai zic o dată, să trag în zona voastră, bă. Deci, adevărat să trag în zona voastră. Ia uite, mă, mâncați aici. Să trag în ea zonă. Da, deci asta e și 21. Deci asta e și duba de fan curier pentru cei care nu știau și vreau să o vadă. Ceva de genul arată. Fan curier oriunde cu plăcere, exact ca la ei. Mai mâncăm și gogo, ce să facem? Nu mă interesează. Ai fost complice, tu ai zis da sau nu. Deci ai fost complice. Deci ești vinovat. Deci trag în tine. Bă, ce mașină faină ești. Bă, adevărat că e faină, așa clasi. Mamă, dar ce faină, e serios că e faină. E chiar mișto. Mecanica mecanic nu e un, nu e, taică. Trage pe dreapta. Rămâi pe loc!
Coboară jos din mașină în momentul ăsta cu mâinile sus. Nu cred. Deci nu cred. Băgăm eu și... Și știți ce pățește acela care a făcut chestia asta, nu? Nu am fost atent cine ieșise în momentele alea. Dar o să mă uit. Și o să aibă ban pentru fail RP. Ce ai făcut Supra? Ai vrut să intri și tu în joc și deodată ăsta afară? Dar nu știu ID-ul și cine era. Hai faza. Neața Zoli, neața. Oricum ban va avea. Dar nu i-a reținut IP, adică ID, cât și numele. Și încă o dată neața. ID 21 mi-am luat crești, am înțeles, Supra, dar ce-ai pățit? De ce ai luat crești? Da, din el este cum... Da, bine mă, că mi te oprești și tu în spate, în pana mea. Da, ți-ai șau, te mă, nu mai poate să stai poliția într-un loc, bă, că intră ăștia peste ei. Incredibil, bă, băiatule, de-ai mai văzut așa ceva. Cum ți se pare că se vede Zoli live? Dacă zici că ți-ai luat crești, nu te cred, Mariuse, deci nu contează. Când o să mai faci live-uri? Nu știu, când îmi vine, nu prea fac live-uri dacă nu-mi vine. Simplu. Deci, am mai pățit chestia asta, dacă vrei, zi... Deci, am mai prins chestia asta. Oare cum ar fi Fernando polițist? Ai de viața mea, nu, deci Alex, nu, las-o așa. Deci nu, mai bine nu. Mersi Zoli atunci, mersi. De obicei, în mare parte fac cu GTA, cu Counter, cu The Crew, cu mai multe, cu... ETS 2, ATS, mai multe, chiar mai multe. Știu, pe donații sau pe zi, pe activitate, Călin. Eu cred că a fost un semn, creșul, am primit creș exact când am înțeles. Da, știu Zoli, da, na. Deci am zis Călin, pe săgeată. Pe donații sau pe activitate. Să te văd de mai multe ori pe live.
pe bune, băi Mariuse. Zalinka? Yes. Vezi că, apropo, vezi că-s live, unul la mână și doi la mână, vezi că săgeata ta, vezi că face mult non-roleplay. Yes. Deci s-ar putea să nu mai ai săgeat. No. Că și-o dat mare disconnect, de data asta a fost disconnect. Trebuie să verific în consolă. Bine. Salut Mihai Claudiu, salut, salut. Pe tine nu te place nimeni, să mă rog, istare. La 8 jumate, Mihai. Aoleo, dar nu e o spargere de bancă, nu e ceva, nimic, bă băiatule, bă băiatule, nimic băiatule. Sere! Nu e nimic. Da. Salut Călin, salut. Bine Mario, se oricum de prin tura viitoare și dacă și tura viitoare îți dă crești și... E ok. E clar discut. Ai noroc, băieți, se respectă de. Mersi, Bogdan, mersi. Eu ți-am zis că nu te place nici YouTube-ul, dar eu ce să-ți fac? GTA-ul îți dă crash, ăla îți dă crash. Hai că, da, se pare că ai început din nou, Alex. Cu seama poate. Ai de viața mea, asta e mașină cu cineva în ea sau e goală? Da, și e absolut goală. Super, super. Ia uite-mi-l și pe ăsta, bine-s tu. Salut Lucian 12, salut. Eu ce să-ți fac? Da, nu-s nici mulți oameni pe server. Eu v-am zis, dacă nu-i seara să fie multă lume. De obicei cartofii prăjiți. Pizza. Chestii de-astea. Hai să vedem ce se întâmplă.
Bă, cum s-a spawnat asta? Bună seara, bună ziua. Bună ziua, bună ziua. Ce ați văzut, domne? Da, domne, am fost bătut de cineva și acum zic aici întins, am nevoie puțin de ajutor să mă ridicați. Haideți că văd că sunteți doar lovit la picior un pic. Aveți noroc că nu ești ceva mai grav, că nu vă puteam ajuta, dar așa e doar zgretul aia la picior, vă pun un bandaj și cam aia e. Mulțumesc frumos, domnule. Salut, salut, Teodor. Am murit iar? Vă mulțumesc frumos, domnule. Perfect, perfect, domnule, atunci. Și m-am rugat frumos să... Spuneți dumneavoastră. Cum pot să iau de aici jobul de fan curier, că nu găsesc locul? Păi, vi l-ați luat prima dată jobul de la acea servietă de pe GPS? Nu. Acolo cum se numește? Pe GPS aveți o geantă portocalie cu delivery. Trebuie să vă duceți acolo, după aia veniți, da, veniți aici în checkpoint-ul acesta verde și de aici vi-l luați. Atât duba de lucru, cât și coletele. Eu am jobul delivery luat, doar că intru în punct și nu primesc mașina. Este delivery și fan courier. Auziți că ar fi două joburi separate. Ia-ți fan curier. Eu am fan curier și pot să iau mașina. Am înțeles. Bine. Mulțumesc frumos. Și domnule, înainte de toate, v-aș ruga frumos să-mi spuneți niște semnalmente a celui care v-a agresat, ca să știm pe cine urmărim. A fost un player care a fugit, era mafiot. Am înțeles. Spuneți, domnule, vă rog frumos, ia spuneți. Când spune numele dumneavoastră, vă spun pe nume. Da, desigur, Capitan Vișinescu Dragoș. Îmi cer scuze că nu m-am prezentat. Nu contează. Cum pot să fac și eu fan curier? De unde iau coletele și... Normal ar trebui tot din checkpoint-ul ăsta. Sincer, s-a adăugat cam de curând și nici eu nu sunt pus la punct cu toate checkpoint-urile. Să tragă în jobul tău, bă! Și pal... Adică să tragă în jobul vostru. O zi... Păi... Nu aveți aici checkpoint, dacă stați în acest checkpoint, nu... Nu vi se încarcă o bară? Dar nu vi se încarcă și o bară? Două secunde, out of character, stai că e cel care... A făcut parte la crearea acestui job. E pe live-ul meu, stai așa să-mi zică ce trebuie să faci. Că nu știu, habar n-am, că e nou aproape băgat și nu-mi dau seama. Da. Auzi că cică de lângă ăla cu garajul. Păi mă, Hisare, care ăla cu garajul? Că aici e un garaj. Salut, Eddie, salut. Stați așa un pic. La ăsta, mă? Sau la care? Păi să mă are iar! Dom'le, dar ce că mai în sus aici ar trebui să fie un checkpoint? Păi, ăsta ar fi cel de sus. Auziți că să vă duceți aici, m-auziți?
Auziți, da, să vă duceți aici în stânga de checkpoint, pe unde este domnul acela, că vă apare să luați colete. Nu este niciun checkpoint, doar vă apare o bară. Aici? Aha, uite. Da, aici ați va trebui să vă apare. O zi plăcută! Să trag în chestia voastră. N-am știut niciun, m-am împărligat acolo 15 ani. Să trag în jobul tău. Adică jobul tău, jobul tuturor care l-ați creat. Să trag în voi ăsta care, ăștia care l-ați creat, mai pe scurt. Puneți și voi niște instrucțiuni, doamne iartă. Sau trebuie să puneți un checkpoint, de unde, doamne iartă-mă, vreți să viseze omul că de acolo se ia... Bă... nu știu, Agranț, habar n-am. Vede... am înțeles. Hai mă, că chiar vreau să mă la zi, la secție, să fac o pauză de vreo 2 minute, de o pauză de țigare și de niște cafea. Mamă, ce era să-l iau pe ăla cu BMW-ul mâncat? Domne polițist, aici. Bună seara, bună seara! Bună seara! Bună ziua! Bună ziua, bună ziua, ia spune! Un om, bă, a împușcat pe omul ăla de acolo. Dacă-l vedeți acolo în față. Am înțeles, văd un domn acolo, dar cine spuneți că l-a împușcat? O dubă, un om care avea o dubă. E medical weight. Cumva, acela care a plecat mai devreme? Da, da, ăla. Am înțeles. Haideți că o să dau. Dar știți cumva cum era îmbrăcat acel tip sau ceva? Păr verde. Și era negru. Am înțeles. S-a prezentat cumva din greșeală. S-a levit o mașină? S-a prezentat cumva, știți cum îl cheamă? Nu, nu știu cum îl cheamă. Am înțeles. Bună ziua, mă auziți? Da, vă aud. Spuneți. Bă, bossule, asta e mașina mea. Asta e mașina mea, ce faci cu ea? Eu fără mașina, domnule. Opa, așa mașina. Hai că ce era mașina. Da, bine, și ăla s-a mai dus fix în... Îți dai seama că ăla cu M6-le... pentru că nu am card și i-ar fi blocat oricum în Typestream. Înțelegi? Nu știu, poate o să-i adaug și... prin paysafe și o să-i scot eu când o să am timp. V-aș ruga frumos să nu mai circulați pe mijlocul străzii. Ia mi-ești picioar. Ia uite-mi-l pe ăsta, vă mâncați. Domnule polițist. Spuneți, este un domn aici care l-a omorât. Am pușcat pe un domn aici mai față. Și a fugit. Haideți să-l ajutați, haideți după mine, repede. Bună ziua! Bună ziua, domnule! Aoleo, dacă te-aș ruga frumos să nu mai zici că ai murit, că dacă mureai nu mai vorbeai acum. Te-aș ruga frumos să zici că doar ai fost lovit. Domnule polițist, s-a aruncat, domnule polițist, s-a aruncat în fața mea și pe lângă faptul că s-a aruncat în fața mea, a tras după mine. Continuați să vedeți care are pistol la el.
pistol. Păi da, domnule, dar dumneavoastră, din cât observ, sunteți pe trecere de pietoni. Bănuiesc că dânsul era pe trecere de pietoni. Da, era domnule, n-a fost nicio trecere. Păi și cum a ajuns aici? S-a aruncat de pe șosea, mi-a legat pe... Au fost pe trecere, vrea să trec pe partea celălalt. Era pe bandă. Vrea să mă duc la garaj. Hai, să fim serioși. Păi da, domnule, și de unde l-ați lovit, de l-ați adus până aici? Domnule, el alerga pe șosea și s-a sărit în fața mea și l-a luat peste capotă. Pietoni, și tras, și am tras aici pe trecerea de pieton ca să văd dacă e bine sau nu. Da, ai tras. Controlați-l, domnule agent, vă rog de frumos, controlați-l să vedeți că are pistola el dânsul. O avea să te evi... după. Vă rog frumos, controlați-l. Stați așa, domnule, să-i dau un pic, să-i dau un pic de bandaj acolo la zgârietura aia de la spate, să nu-i mai sângereze și vorbim după aia. Dumneavoastră v-aș ruga frumos să trageți Lamborghini-ul mai pe trotuar să eliberăm traficul. Așteptați aici, da? Da. Așa, să eliberăm și traficul, nu de alta. Da. Păi, atunci, dacă domnul de ce am consum, apropo, cum vă cheamă? Vreau ID-ul ăla. Nu știu cine a fost. Mamă, ftus Dumnezei, mă. Zi-mi unde era. Ca să-i spune... Era ăla mai, ăla mai în spatele de zi, de Lamborghini-ul tău cu zi... motorul, ăla mă... Bună ziua, domnul! Hai că o să am grijă de el. Avea motor ceva? Da, avea motor. Nu, că ăla dacă îl prind direct banii dau, că-i fail râpă, deci nu stau la discuția, are serverul destul player să nu-i dau bani la unul, stai liniștit. Ăla-i fel râpă, nu vin și... Da, dacă venea să mă amenințe să-l dezleg pe el sau ceva, da, era roleplay. Dar nu stai acolo și... Frate, dacă atât... Dacă atât îi duce mintea. Deci nu... În fine. Revenim. Dacă îl mai vedeți prin apropiere, anunțați-mă, da? Opriți-mă din roleplay și mă anunțați, că-i dau un mare ban. Zic că e IP-ul, nu? Da. Stai să văd că poate au văzut lumea de pe live de la mine. Dar nu cred că au văzut până acolo. Nu zice nimeni niciodată. Ok, era îmbrăcat ceva în verde, cu o cască. Negru. Sau negru. Uitați-l, la trecut iarăși. Ăla e? Ia, du-te după el, numai ID-ul îmi trebuie. Așa, revenim. Și domnul de aici în costum, v-aș ruga frumos să vă identificați ca să știu cu cine vorbesc. Da, domnule, Ionuț mă numesc. Am înțeles. Domnul Ionuț susține că dumneavoastră ați fi avut o armă. Da, am. Controlați-l să vedeți. Am licență la ea. Haideți să vedem licența. Păi și ai... Are voie să tragă mine fără motiv? Ce licență aveți, domne, că... Băi, cu metre! Fugiți cu el! Iar v-a omorât? Stai mă puțin! Da! Am creat mașina, nu mai poți să mai ieși. Am creat mașina. Rămâi aici. Domn polițist! Stai așa un pic! Stai un pic, că vreau să văd exact ăla care mă omoră. Rămâi aici. Pentru... Vreau să vând medical weed. Te-a mai dus odată cu medicul. Ia zi. Ce am, prietene? Era jucător nou sau? Mă, nu știu, că el a venit cu... Zi, a venit cu... asta cu motocicleta, era acolo unde e mașina aia oprită. La stop în spatele tău. Și o tras direct în mine. Înțelegi? Oricum, dacă e așa...
Bă, că m-am uitat în inventarul lui și n-avea nici pistol, nimica. Nu, că mă enervează de... Îl chem pe Zalinka, se uită în baza de date cine mă omoră și dă bani direct. Tot așa îi dă bani, deci nu stau. Pe mai bine vorbești cu Zalinka. Că n-am cum să adică fac roleplay în cazul ăsta, mai e și live. N-ai cum să faci roleplay în felul ăsta, în pana mea, din cauza unui copil idiot. Oricum, mersi, Alex, pentru ajutor. Revenim. Păi da, domne, dar dumneavoastră nu aveți, din câte văd în bază de date, nu aveți licență. Din câte v-am vedea. E pe clădire, pe clădire. E pe clădire, sniper. Da, 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 pe clădire, de sus, da. Domnul din Aurea Logan, fugiți repede pe clădire, vedeți cine e. E pe parcare. Domnul Logan. E pe parcare, fugiți repede cu Logan. N-am ce să-i fac, frate, că... Gata! Aha! Te-am prins în Dumnezei, măte, dacă te ești pe live, te-am prins. Nu, mă, că o scris cine mă omoră și i-am dat ban. M-am uitat repede ce ai diare și i-am dat ban, gata. Ala, boss-ul? Da, stai așa că-ți dau și ție revive. Ăla, boss-ul ăla? Mersi tare mult. Da, mă, ăla e, că mă, uite, vezi că și scrie în chat, boss-ul kill the daddy games. Și m-am uitat pe repede. Dar știți care e faza ăla? Ci că se dă un drept mafiot care edita mai mafia... N-are mă ce mafie să aibă, singurele mafii splătite pe serverul ăsta, nu-i face orice handicapată, da, și face... Zice care mafie că... Mă, dar aia așteptam, da. Să-mi bag picioarele de nu aia așteptam, să-mi scrie în chat cine mă omoară. Gata, Alex, l-am rezolvat pe băiat, te-am dat mare ban. Da, păi o tras de sus și mi-a scris în chat cine mă omoră, știi, și m-am uitat repede pe home și am văzut cine o tras. Deci revenim. Așa, deci m-am uitat în baza de date și nu v-am văzut ca fiind trecut cu licență de portarmă, domne. Bună seara, bună seara. Bună seara. Bună seara, domnule, nu mai este nevoie colegul că m-a făcut bine. N-am revenit. Am înțeles. În acest caz vă voi lua pistolul cât și gloantele ale acelui. O seară plăcută. Și vă voi conduce la secție cu mine, da? Domnul, știți care e faza? Eu mi-am cumpărat licență, dar nu știu ce s-a întâmplat, mi-am luat creș. Domnișoara. Mamă. Stați liniștit că... Trebuia să vi se pună și așa, dacă din moment ce ați plătit tot se punea, stați liniștit. Am mai plătit-o, domnul, în alt oraș, am cumpărat licență și mi-a pus-o. Așteaptă, acum, out of character. Așteaptă doar un pic ca să mă duc să șterg niște mașini să nu fie lag, da? Okay. Ce-o distrus, handicapat. Aia e folosită, aia e folosită, mai e să stea. Spuneți, vă rog. Știți care e problema? Spuneți. Domnul m-a călcat pe trecere. Eu am luat anul ăsta pentru punctul apărare. Am luat și licența. Am plătit 50.000 pe ea. Acum, nu știu, două săptămâni am plătit banii pe ea. Eu vă înțeleg, domne, că eu vă înțeleg, dar trebuia să vă apară, stați liniștit. Mi-a luat banii din inventar. Deja, la drumul mare, domnule. V-aș ruga să mergeți la peretele de acel alb. Spuneți. Dacă se întâmplă ce să ne iau creș, se mai pune pedeapsa gen... Nu mă referim acum că... Dacă, de exemplu, acum îți dau jumătate de oră... Dacă acum îți dau 10 minute și peste 2 minute ți-ai crash,
când reintri pe server o să mai ai 8 minute, că ai sfârșit doar 2 și după ți-l crești. Haideți pe mine, domnule, vă rog frumos. Domnul Ionuț, v-aș ruga frumos să părăsiți secția, dacă se poate, vă rog. Ok, gata, nu? Da. O să ne uităm pe camerele de filmat și dacă vedem că este adevărat, o să-l chemăm și pe el înapoi la secție. M-a călcat că eu mă duceam să-mi iau mașină. Și a venit să vă alegeți o celulă din cele trei. Asta, că asta are ieșirea la poliție. Să-mi dați un buletin ca să știu cui ce trec în dosar, domnul Cioloș Dacian, da? Da, sunt fost prim-ministru, domnule. A, am înțeles. Este ca un prim-ministru, n-ar trebui să ies prin spate, domnule. 2 secunde, vă rog frumos. Ce pot să fac? Nu pot să ies prin spate, că v-am plătit... Nu. Salariile, v-am plătit salariile, domnule, înainte. Am luptat pentru țara asta. Deci, dumneavoastră aveți de ispășit o pedeapsă de 15 luni de închisoare și $5,000 amendă. Aveți bani să plătiți amenda de $5,000 sau vă voi pune la cele 15 luni încă 10 luni pentru refuzarea plății amenzii? Am la buzunar. Hai, v-aș ruga frumos să vi scoateți din buzunar. Aveți fix 5 secunde din momentul ăsta. Gata? Gata. Numai 3416. Domnul, dacă vreți, vă dau colete și scrisori, că sunt valoroase și practic sunt și astea. O gogoașă, ceva. Domnule, din câte v-am verificat contul bancar, nu aveți bani să plătiți amenda. Acest lucru vă va duce la o pedeapsă de ispășit în valoare de 25 de luni. V-am dat niște gogoși, să vă dau pe lângă gogoși și o Coca-Cola. Am înțeles, dar totuși vă va duce la 25 de luni. Nu măriți miza, că s-ar putea să vă dau și pentru dare de mită. Hai că să nu ziceți că-s rău, de data asta vă dau 20 de luni, da? Haideți, domnul, mai puțin, 10 luni, că sunt ministru, v-am plătit salariul. Gata. Mamă, stați așa că am pierdut chat. Ok, cred că adminii... Salut, Scorpion! Înțeles, serios? Nice, dacă am apărut la recomandate. Supra... Da, mi-a răspuns Damian să intre pe TeamSpeak, adică... Salut, Liviu, drăgui! Adică ți-a răspuns Damian să intre pe TeamSpeak, în legătură cu ce? Nu, de fapt, stai să intru în birou, că vreau să fumez și o țigare și să mai beau o gură de cafea. Și vreau să stau și eu liniștit. În legătură cu ce ți-o răspuns, că nu înțeleg. Să intri în poliție sau să... ce? Am înțeles, nice atunci. Super nice. 18 like-uri, băieți, bine. Chiar bine. Nu este nevinovat, să știi. Pentru că avea armă fără să dețină permis de port armă. Adevărat, Scorpion. Aici nu te contrazic.
Da, deci mare banci și-a luat omul. Haideți măcar să nu stăm chiar în birou, să stăm aici măcar, dacă mai vine careva lume să le răspundem la chestii, apeluri. Ca așa nu prea intră lumea până în birou la mine. 23 de like-uri, am înțeles. Mersi băieți, mersi, mersi mult. Mă băieți, am o întrebare, cei de pe live care vă mai știți cu OBS-ul și așa. Dacă, de exemplu, eu goal-ul ăla care l-am adăugat azi cu salariul lui Vișinescu, l-am adăugat azi. Dar banii aia 17 euro, i-am adăugat eu, manual. Dacă acum donează cineva, se adaugă direct și în goal-ul ăla de jos sau trebuie să adaug eu de fiecare dată manual? Sau dacă donează cineva și intră acolo la top donatori, de exemplu, donează cineva un euro, se pune și jos euro ăla? Aia vreau, aș vrea să vă întreb. Că l-am sincronizat, deci în type stream e sincronizat. Salut, Raul. Hai că o să zic la unul dintre băieți să intre să vorbească cu tine, da? M-auzi? Raul? M-auzi în joc? Vezi că nu te auzi. Nu știu de ce, dar nu te auzi. Umblă la microfon. Ok, băieți, vă mulțumesc frumos. Stați două secunde să rezolv o problemă. Două secunde, băieți, vreau să vorbesc cu băieții de pe TeamSpeak pentru o donație pe server. Două secunde. Gata, băieți, îmi cer scuze, mii de scuze, dar na, băiatul vrea să doneze și trebuia să vorbesc cu băieții de pe TeamSpeak. Așa, am revenit de unde am plecat.
haideți că mai am o gură și eu de cafea. Ți-am zis, Alex, l-am pus pe băiatul ăla, Raul, în legătură cu băieții de la server care se ocupă de server ca să facă o donație pentru server să ia niște bani în joc. Mă, băieți, hai să mergem până la... Nu, Marius, și crede-mă că nu-ți dau ție importanță. Dacă ți-ai mai dat încă o dată, te data asta te-am iertat, treaba ta, crești, ne crești. Te-am iertat. Oh, bună seara, Domedic. Bună seara, bună seara. Dar ce faceți? Aveți ceva treabă sau... Văd, când intrăm nu prea mai sunt mai de treabă. Ne chinuim să găsim și noi ceva. Eu stau parcat un pic aici la o cafeluță, la o țigară, că... N-avem treabă deocamdată. Ai zis că bă, țin șor de urât alea, că au... Nu prea sunt incidente prin orașul ăsta. Acum bă, țin șor de urât dacă nu vă deranjează. Absolut deloc, domne. Uite că vine și fancurierul să ne aducă actele. Da, 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 bună seara. Bună seara, bună seara, le lăsați acolo pe birou. Ce să facem, domne? Stăm și noi. Mai o intervenție, mai una alta, trece ziua, banii intră. Mai o cafeluță, mai o țigară. Hai, da. Doar sunt undeva de primarul acum. Nu ne vede, domne, că am auzit că e în concediu, e plecat, în vacanță. Ne facem și noi o leacă de cap. Păi da. Și merge la poliție. Ce poliție? Ce să meargă domnul la poliție? La medic vreau să zic. Două secunde, domne, două secunde. Gata, domne, am rezolvat ce aveam de rezolvat. Așa repede? Da, da, da. Da, TSG-ule, trag în fan curierul tău. Păi și... Și eu în el. Ceva intervenții... Că noi acum de curând am avut niște incidente pe aici prin oraș, niște victime și nu era niciun medic la serviciu de ambulanță. Posibil, domnul, să nu fi fost sau să fie doar unul și să n-aibă timp să ajungă la toți. Cam așa se întâmplă pe timpul zilei. Ducem lipsă de medici, bun, domne. Ducem lipsă de medici. Cheops, dacă numai... primarul nu vrea să facă angajări. Asta e adevărat, domne. Cheops, numai poliția în acțiune nu se poate numi asta stând la cafea cu medicul. Păi ce să facem, domne, stăm și noi așa. Că dacă tot, v-am zis, dacă tot nu ne vede primarul, măcar stăm la o cafeluță, la ceva. Dacă tot nu avem intervenții, măcar să facem ceva, nu? Afară e frumos. E cu cerul... spuneți albastru. Nu sunt nori. O perfectă zi de plajă mai bine decât să stai în tură. Mai sunteți, domne? Domnul, m-auziți? Da, vă aud foarte bine, domne.
Și am căutat prin portbagaj o pereche de cărți, dar văd că au dispărut de acolo. A, înțeles. Vedeți, domne, că... Nu știu dacă observați, am un GoPro pe umăr și sunt live și cineva îmi spune că v-a sortat foarte bine cu motocicleta astăzi. Ce am făcut cu motocicleta? Puteți să repetați? Vă asortați costumul de medic cu motocicleta. Exprea am făcut. M-am certat cu primarul o grămadă, sunt de voie să vopsesc motorul. Ha, am înțeles. Păi și sirena, domne? N-aveți nevoie de sirenă la intervenții? Este domnul. Am înțeles, domne. Sunteți echipat cu tot ce trebuie. Încercăm cât e posibil. Nu știu, domn, dar am început scot mai bine motorul decât mașina. Am înțeles. Haideți că v-am lăsat că am o urgență. Ok, numai bine, domne. Hai că s-o duc. Stați așa că trebuie să-mi scot altă mașină, că asta s-a dat în sp- Ia haideți să stăm un pic și cu radar, vreți? Uite așa frumos. Și stăm cu radarul. Da. Dar se pare că nu prea e trafic pe aici. Păi probabil știa că stau cu radarul Histar și de aia nu o accelerat om. Haideți să ne mutăm cu locul de radar, că ăsta nu-i prea extrem de bun. Nu-mi prea-mi place. Uite, ne băgăm fix aici. Ne băgăm așa, cu așa, cu spatele pe aici. Ca să nici nu ne vadă. Numai așa cu botul un pic stăm. Aici faza e că la radar suntem doar în așteptare, că altceva n-ai să faci.
Da, era culmea să afli și viteza pietonului. Trage pe dreapta. Trage pe dreapta. Golful albastru trage pe dreapta. Trage pe dreapta, repet, trage pe dreapta. Oba. Trageți pe dreapta, domnule, odată. Ce-am mai făcut acum, mă? Domnule, de ce nu trageți pe dreapta când vă spune poliția? Nu te-am auzit, serios. Te-am auzit cât aici, la spawn. Am înțeles. V-am prins în oraș cu o viteză de 73 de km pe oră. Ați depășit cu 3 km peste limita legală. Am și pe radar poză, dacă vreți, vă arăt. Înțeleg. Nu-i nevoie. În cazul ăsta va trebui să vă scriu o amendă în valoare de $4,000, da? Da, da. Alteori aveți grijă când circulați, doamne. Și să opriți la semnalele poliției. Da. Opresc, dar ce-am să nu te-am auzit. Bună ziua, domnule polițist. Bună ziua, bună ziua. Cum mai faceți, domnule polițist? Bine, domnule, patrulăm dumneavoastră. Bine, și eu pe aici. Am fost călcat. Am înțeles. L-a chema, nu mai știu cum îl chema, ceva cu V. Setinan Escu. Apoi, domne, îți mulți așa. Mamă, dar Maseratiul ăsta de-aia nu-l conduc. Atât de tare fuge de fund, dar atât de tare de nu aveți idee. Ne băgăm la locul nostru. Scoatem radarul. Ca să se poată roti din nou. Și așteptă. Dacă vreți să aveți, trebuie să fac ceva, nu? Da, gata, deja v-ați plictisit de GTA, din câte văd. Apropo, cât e ceasul, ca să știu. Mamă, e 18:22, băieți. Încă maxim, nu știu, până la 6:30, cam așa mai țin live-ul. Că după aia trebuie să mă pregătesc pentru convoi, că de la 8:30 intrăm în convoi. Trebuie să-mi fac salvare mai multe. Deci, din păcate, pe la 6:30 se termină live-ul. Oricum, văd că cereți GTA, dar nu vă prea uitați la GTA din câte văd. Am avut mai mult. Hai că am avut mai multă activitate azi pe Eurotrack. Dar chiar câte persoane mai sunt pe live? Trage pe dreapta, rămâi pe dreapta. Bună ziua, bună ziua. Bună ziua. Capitan Vișinescu Dragoș, v-aș ruga frumos să coborâți de mașină pentru mine, dacă se poate. Imediat. Domne, v-aș ruga frumos în primul rând să-mi prezentați un buletin. Ok, cum fac acest lucru?
Domnul Șerban Mihnea, da? Da. Domnul Șerban Mihnea, v-am surprins în oraș cu radarul cu o viteză de 89 de km pe oră, depășind cu 19 km pe oră viteza legală în oraș. În acest caz va trebui să vă aplic o amendă în valoare de 4.000 de dolari. Da, din el. O să vă scriu eu amenda acum, da? Bine. A, da, domnule, v-am luat banii din contul bancar, este tot în regulă, da? Să aveți o zi plăcută! Mulțumesc frumos de asemenea! Bine, îți dai seama ce zi plăcută să mai ai după ce plătești o amendă de 4.000 de dolari, dar... Na, tu ce dracu faci, mă? Dai prioritate, nu dai prioritate, ce dracu faci? Ok, Călin, bine te-ai reîntors. Oh, că m-a dus prea tare. Haide mă, treci o mașină să verific dacă merge radarul. Are murături în spate. Am revenit, ok, Ștefane. Cred că ți-am răspuns da din el. O să fac zi live cu convoiul. Salut, Imerius. Bogdan, salut, salut. Undeva la maxim 10 minute, un sfert de oră, Emre, pentru că ți-am zis să mă pregătesc de convoi. Salut, Dexi, salut, salut. Nu înțeleg ce-i cu semnele alea de întrebare. Emre, îmi cer scuze, te-aș întreba la ce te referi cu semnele alea de întrebare. Bine, de fapt știu unde este jobul, dar nu vreau să zic, ca polițist nu prea am voie. Las cu mâna pe X să pun pauză la radar și să o tăiem după următorul infractor. Care depășește ce nume... Trage pe dreapta! Rămâi pe dreapta! Bună ziua, bună ziua! Capitan Vișinescu Dragoș de la Poliția Los Santos, v-aș ruga frumos să coborați din mașină pentru mine.
domnule, v-am surprins cu o viteză cam mare în oraș, adică 120 la oră, când limita este 70. V-am surprins cu aparatura. Am înțeles, din păcate va trebui să vă scriu o amendă în valoare de 4.000 de dolari. Două secunde ca să... Tot la noi... Exact aici. Tot la noi la secție? Nu, 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 e... Adică tot la mine ajunge banii. Exact aici. Deci și eu cu dumneavoastră. Am înțeles. Atunci ai mai mare grijă pe viitor, colegul, da? Deci tot la mine ajungea banii, nu? Păi da. Am înțeles. Alex Dan, da și nu, adică e tot mașină de poliție, doar că, na, asta are radar, aia la Lexus-ul nu am radar pe ea. Coruptule, ia auzi-l mă pe Johnny, mă, cine mă face pe mine corupt, coruptul number one. La ora 8:30 seara, Călin. Ai cam vreo 2 ore. Bogdan, că ți-am văzut comentariul, nu știu, undeva în jur de 4 suntem acum. Oh, salutare bandit, salut, salut. Numai bine, bandit. Am intrat un pic în tură, ce să facem? Trage pe dreapta, te rog frumos. Trage pe dreapta. Trage pe trotuar. Nu că asta mă face să-l împușc, serios. Trage pe dreapta. Trage pe dreapta. Domnule dumneavoastră, chiar n-auzit semnalele polițistului? Chiar trebuie să urlăm în portavoce, serios? V-am surprins în oraș cu o viteză de 88 de km pe oră. 88? Eu m-a arătat abia am 79. Nici de cum 88. V-aș ruga frumos să-mi spuneți ce ați aruncat pe jos în momentul acesta, dacă nu vă voi lua la secție, instant. M-a aruncat o sticlă de whisky sau vodka sau cum vreți zice. Am înțeles. De la 8:30, da, le-am explicat și eu. V-aș ruga frumos să îmi prezentați un buletin, da? Acum da. Domnul Black Scorpn. Am înțeles, foarte realistic numele, domne. Un permis aș vrea să vă... Am înțeles. V-aș ruga frumos să-mi deschideți și mie, dacă se poate, portbagaj. Da. Domnule, din păcate va trebui să vă scriu o amendă în valoare de 6.000 de dolari, 4.000 de dolari, pentru că v-am prins cu o viteză mai mare decât cea legală în oraș. Pe radar ați avut 88 de kilometri în loc de 70
și nu aveți nici obiectele necesare să le aveți în portbagaj, adică triunghi, reflectorizant, trusă medicală, cât și extintor. Deci în total 6.000 amendă. De la orice magazin le puteți achiziționa, da? Magazin de haine în general sau? Nu, magazin de unde vă cumpărați mâncare. Au și raft. Am înțeles. Am să merg să-mi cumpăr. Gata, domnule, v-am scris amenda în valoare de 6.000 de dolari. V-aș ruga frumos după ce vă eliberez și mergeți direct la un magazin să vă luați cele 3 obiecte necesare, da? Da. Pot să plec? Da, sunteți liber să plecați. Mulțumesc, aveți o zi bună. Ce? Spuneți. Out of character. Out of character. Zalinca, mai ai pe cameră cu tine? Gat. Zalinca, mai ești? Nu. Stai așa că... zi, Zoli, că e pe cameră. Ia întreabă, lucrează, face ceva, poți să dau un restart la server? Auzi, că se plâng cam mulți, de lag, de... Auzi că dacă lucrezi ceva la server, că vrea să dea un restart, că se plâng mulți de lag și etică. Da, vreau simtul să bag... banii la cineva care adună să aștepte. Să aștepți, auzi, vreo 50 minute că vrea să intre să bage banii la cineva. Deci încă nu. Ok, atunci. Tu zrasa, da, nu te-și cu... Deci mai așteaptă și tu vreo 5 minute, cam așa, da? Da, domnule. Da, da. Bine, mersi. Ce faceți, domnule? Îmi spălați mașina? Da, un pic, să vadă mai bine. E girofarul. Gata, ca nou. Gata, domne. Stați așa. Așa, domne, dacă tot mi-ați spălat mașina, măcar să vă cinstesc. A, mulțumesc, mulțumesc. Stați băieți să citesc chat-ul că am rămas în spate, extintor. Două secunde, deci... Hai să trag pe dreapta, că văd că mă lovesc ăștia. Unde am rămas, unde am rămas? Oh, salut Căluțu, salut Căluțu, scuze că nu te-am văzut. Suntem foarte răi. Trebuie și extintor. Emre, dacă mai vorbești urât, chiar e nasol. Da, exact, ce zice Căluțu. Băieți, oprim radarul, mergem la secție, oprim live-ul, că nu de alta, dar eu trebuie să mă pregătesc pentru convoi. De la 8:30 avem convoi în comunitate pe Europa. Deci, n-am ce face, trebuie să vă las. După aia, oricum, o să intrați pe mâinile lui... domnul Banditescu sau Joe Maseria sau Mr. Bandit, cum vreți să-i ziceți. Deci da. Aș vrea acum, înainte de închiderea live-ului, o părere de la voi. Credeți că ar trebui să mai micesc bara aia de la salariul lui Vișinescu? Nu vi se pare cam mare? Doar vă întreb. Bine, nu știu cât de tare pot să mai modific, dar... în fine. Că de-abia am pus-o. Oh, salut, colega! Oh, dar ești cam neagră, colega. Nu ne place. Radio Dexy, serios? Ce radio? Nu mi se pare că am voce de radio. Ok, deci ar trebui totuși. Am înțeles, ok. Bun, băieți. Deci cam atât a fost și cu...
Sus nu merge să mut Bogdan, că după aia intră în salariul lui Vișinescu sus și nu se mai vede pentru ce-i bara aia. Deci, cam atât a fost patrola lui Vișinescu pe ziua de azi. Nu știu dacă mai intră după convoi pe GTA, că na. Dar cam atât deocamdată. Mai mult mâine sau la bandit. O seară faină să aveți, ne vedem de la 8:30 la convoi, da? Numai bine!